Eu am primit niște telefoane așa? de la, așa zis, jurnaliști, niște telefoane în care mă întrebau tot felul de mărlănii, după care ei fac un articol întreg din treaba asta. Eu vreo trei cuvinte de acolo, vreo trei de acolo. Lia Bugnara a declarat, ai de capul. Și atunci ți se pare că este o, o mocirlă și că lupta e pierdută. Eu cred că lupta nu e pierdută. Hmm. Dacă noi am putea să convingem oamenii să nu mai acceseze aceste mizerii. În momentul în care vedeți ceva cu nu să crezi, într-adevăr n-ar trebui să credeți. Sunt reclame cu astfel de declarații sponsorizate pe canalele de socializare. Mi se pare foarte trist și tot ce se întâmplă cu rețelele de socializare care au devenit un substitut pentru viață. Adică unde au ajuns vremurile? Să cădem toți de acord că Oamenii folosesc filtre și noi să continuăm să ne uităm la ei. Vorba aia din bătrân cu are două fețe și când te fereai, dacă zicea bunica, vezi da, că da. are două fețe, tu te fereai. Mm -hmm. Cei care sunt urmăriți, că și sunt niște sclavi. Tu care ești foarte bogat, da. trebuie să faci un exercițiu de, de milog. pentru acel cântar. E ceva, un paradox Sunt familii, familii cu copii care postează non-stop despre viața lor, despre ce mănâncă, despre cum fac baie, despre când spală rufe. Copiii ăia vor sta mult pe canapele la psihologi când vor fi mari. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea da, propriei absolut. ratări. Că să, să stai să te uiți la un telefon ore în zi, este... Ratare clară, indiferent cum se vede de afară. Aia este ratarea propriei prezențe în viața ta personală.